În ultimele 48 de ore, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau altor substanțe și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În cadrul activităților au fost aplicate sute de sancțiuni în valoare de peste 200.000 de lei. În această perioadă, polițiștii au intervenit la peste 140 de solicitări, 103 dintre acestea fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112. În cadrul activităților desfășurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 466 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 98 de permise de conducere. Dintre acestea, 86 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km la oră, 6 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, iar alte 6 pentru abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute 21 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 6 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 25 februarie, a fost depistat un tânăr de 33 de ani, în timp ce conducea având o concentrație alcoolică de 1,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cadrul activităților, la data de 25 februarie 2024, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control pe strada Socidava din orașul Corabia un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 33 de ani din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere. De asemenea, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii secției de poliție rurală numărul 4 Coteana au oprit pentru control pe drumul județean 653 în comuna Vâlcele un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani din comuna Izvoarele. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.